În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenici, iubiți părinți, iubiți frați și scumpe surori, slăviți să fie Domnul! Lui îi mulțumim pentru clipele minunate pe care ni le-a pregătit și ni le-a rânduit și în această zi, pentru aceste momente de suflet înălțătoare, clipe cu adevărat taburice pe care Dumnezeu ni le rânduiește cu fiecare întrunire, cu fiecare sfântă liturghie și iată, cu fiecare adunare minunată a oastei Domnului, în care noi trăim în duhul părtășiei frățești, care ne simțim legați unii de alta, de alții și între olaltă ne simțim ancorați și îndreptați spre împărăția lui Dumnezeu. Cred că ați observat mai mulți dintre frățiile voastre că ceea ce l-a determinat pe Mântuitorul Hristos să rostească această parabolă a bogatului căruia i-a rodit din belșug țarina, ceea ce l-a determinat, ceea ce a generat această pildă, sau mai bine zis, Mântuitorul a spus această frumoasă parabolă în urma unei rugăminți pe care unul dintre cei doi frați din timpul vieții și activității sale pământești, un om oarecare a venit la Mântuitorul și a adresat rugămintea: Învățătorule, te rog, spune-i fratelui meu ca să împartă averea cu mine. Și Mântuitorul îi răspunde: omule, cine m-a pus pe mine judecător și împărțitor între tine și fratele tău? Și continuă Mântuitorul cu puțin înainte, le spune apostolilor săi și celor care erau prezenți în acel moment în preajma sa, zice Mântuitorul: luați aminte și păziți-vă de toată lăcomia, căci viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Și apoi, după ce le spune aceste cuvinte, Mântuitorul Hristos rostește parabola minunată a bogatului căruia i-a rodit țarina din belșug. Parabola pe care Sfinții Părinți, iată, ne pun astăzi spre meditare și cugetare, spre aprofundare și spre luminare și înțelepțire. Mă gândeam la acest conflict care s-a ivit între acești doi frați, că în firea omului căzut, în firea noastră căzută, cel mai puternic impuls este acela de a căuta să-ți faci voia ta, să cauți să ai numai tu, să nu te intereseze de fratele tău chiar, cu atât mai mult sau cu atât mai puțin de cei care sunt mai îndepărtați de tine. Iată, sunt și situații în care adeseori nu ne interesează situația, soarta, problemele chiar a fratelui nostru de trup, pentru că lucrul acesta se întâmplă din cauza orbirii noastre spirituale, din cauza lăcomiei, a patimii lăcomiei, a patimii avariției, a patimii bogăției, care adeseori pune stăpânire pe sufletul nostru. Și este o patimă ca și celelalte, ca multe altele, dar în special patima aceasta este una care se înfiripează ușor și care ne poate stăpâni ușor. Și ziceam că în firea omului căzut este acest puternic impuls de a căuta să-ți împlinești numai voia ta, să ai numai tu de toate, să-ți fie numai ție bine și să nu te intereseze soarta celorlalți. Din păcate, lucrul acesta se întâmplă și cu noi, cei care spunem că suntem credincioși, care avem mulți ani pe calea Domnului, de când suntem pe calea Domnului și n-am reușit până la vremea de acum, până la această oră, până în momentul de față, mulți dintre noi să nu ne lepădăm de patima lăcomiei, de patima
aceasta a firii căzute, de a căuta să ne satisfacem numai voia noastră și de a căuta să avem numai noi. De fapt, lucrul acesta îl simțim și dacă e să ne uităm fiecare în viața noastră, l-am experimentat încă din anii copilăriei. De mici copii am fost educați în această direcție. De mici copii am simțit acest impuls al firii căzute de a căuta să avem numai noi. Nu-i așa, cât de greu ne-a fost nouă? Am mai spus lucrul acesta și cu altă ocazie, în altă împrejurare, când am vorbit despre lepădarea de sine. Și ideea aceasta nu mi-aparține mie, este a dragului nostru părinte din această zonă, a frăților voastre, a părintelui Florin Moldovan, că atunci când am avut ceva și sigur fiecare, cum ne-a rânduit Dumnezeu, am avut frățiori, de foarte multe ori am reușit să împărțim cu frățiorii noștri. Mă uit la copilașii mei și în special la cei mai mici. Cei mai mari, parcă, și în special fetele, au parcă acest simțământ divin mai rezolvat în viața lor, parcă este o răscumpărare mai rapidă acestei situații în viața celor de parte feminină, în viața fetelor, a surorilor care sunt mai mari. Acestea când au ceva, adeseori vin de departe, vin de la școală, cu ceea ce primit acolo sau dacă primesc ceva de la cineva drag, de la cineva cunoscut, ei țin și pentru frățiorii mai mici. Dar majoritatea nu se gândesc la ceilalți frați și nu degeaba e rugăciunea aceea de seară când rostim sau printre altele am mâncat pe ascuns. Lucrul acesta se întâmplă și cu noi. Pentru că, din păcate, nici noi, cei maturi, cei care, cum spuneam, spunem că l-am aflat pe Domnul, că l-am întâlnit pe Domnul, cei care spunem că am trecut prin acest proces al convertirii și că ne aflăm în acest proces al continuu al pocăinței noastre, cum așa de minunat ne-a vorbit mai înainte, dragul părinte, și mă gândesc că și pentru noi, tot femeile, soțiile noastre, ele știu să aplice mai bine lucrul acesta. Și noi de atâtea ori ne-am văzut rușinați, pentru că dacă am avut ceva, n-am știut să împărțim și să păstrăm și pentru soția noastră. Ori ele au știut, au acest spirit al lepădării de sine și al iubirii față de cel drag lor, de cel rânduit lor, și sunt situații când anumite lucruri sunt păstrate poate zile sau săptămâni pentru a împărți acel lucru bun cu cel drag. Ori la noi, la bărbați, din păcate, lucrul acesta se întâmplă mai greu. Cum depinde și de puterea noastră de convertire și de puterea noastră de lepădare de sine, pentru că sunt și bărbați care au experimentat lucrul acesta și care împlinesc din plin. E adevărat, mai puțin. Și ziceam că în firea noastră căzută, lucrul acesta, impulsul acesta, îl avem din frage de copilărie. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, am fost educați tot în această direcție și lucrul acesta se întâmplă poate până la adânci bătrânețe sau până când Dumnezeu ne va lua la El. Și, din păcate, această problemă pentru foarte mulți sau mulți dintre noi nu și-o rezolvă înainte de plecare din lumea aceasta. Țin minte că spunea părintele Florin Moldovan, referindu-se la această problematică, atât de frumos spunea că începem să înțelegem lucrul acesta, ce înseamnă lepădarea de sine și ce înseamnă iubirea apropiului tău din momentul în care Dumnezeu ne dăruiește copii. Pentru copii ajungem de la o anumită vârstă să nu mai trăim pentru noi, să renunțăm la preocupările și aspirațiile noastre și să trăim pentru ei tot ceea ce avem, să renunțăm la multe dintre dorințele noastre și la multe din problemele pe care ni le-am îndeplinit nouă, să renunțăm pentru copiii noștri.
Și la un moment dat, în special bunicii experimentează lucrul acesta, de la o anumită vreme ajungi să nu mai trăiești pentru tine, ci ajungi să trăiești pentru copiii tăi și pentru nepoții tăi. Și zicea așa de frumos Părintele Florin, cam așa trebuie să se petreacă și pe plan spiritual, să ajungem o vreme fiecare dintre noi, în care pe primul loc în viața noastră, primul loc din viața noastră să-L ocupe Hristos. El să fie preocuparea principală a vieții noastre și când vom ajunge să trăim lucrul acesta și să simțim că Hristos este principala preocupare a vieții noastre, din momentul acela cu adevărat am învățat ce înseamnă lepădarea de sine și ce înseamnă lepădarea de egoism, ce înseamnă lepădarea de patima lăcomiei, de patima bogăției și de alte patimi care ne stăpânesc. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem la starea aceasta. Referitor la pilda de astăzi, mă gândeam la cuvântul acesta imperativ al Mântuitorului, pentru că el de fapt conține lecția și morala parabolei de astăzi. Nebunule, în această noapte voi cere sufletul tău și toate câte ai le strâns, ale cui vor mai rămâne? Și se încheie, așa se întâmplă cu ceea ce-și adună lui comoară pe pământ și nu în Dumnezeu se îmbogățește. Cuvintele acestea imperative ale Mântuitorului ne arată că, de fapt, Evanghelia se încheie în felul acesta. Ați văzut, cu două săptămâni în urmă ne este prezentată pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar și în această parabolă se spune, ni se spune, ea se duce mult mai departe după ce a murit săracul, ajunge în sânul lui Avram, după moartea bogatului nemilostiv ajunge în flăcările iadului și de acolo știți foarte bine ceea ce s-a întâmplat și dialogul dintre bogatul nemilostiv și părintele Avram și toate celelalte. Și deci pilda de cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar nu se oprește doar la dialogul dintre se duce mai departe și după moarte și arată ce se petrece cu sufletele care și-au trăit în moduri diferite viața, dar în Evanghelia de astăzi, în parabola de astăzi, Evanghelia se încheie sau parabola se încheie cu cuvintele acestea: nebunule, în această noapte voi cere de la tine sufletul tău și toate câte ai strâns, ale cui vor mai rămâne. Și nu ni se spune ce s-a întâmplat, dacă a murit sau n-a murit și dacă a murit, unde a ajuns, sigur, nu putea să ajungă la un loc de fericire pentru felul în care a gândit el. Și sigur, iată că atunci când vorbim despre pilda aceasta, nu putem să nu ne gândim la importanța gândurilor care năpădesc în mintea noastră și în sufletul nostru. Citit o meditație, o meditare a părintelui arhimandrit vrednic de pomenire Teofil, și dânsul vorbea atât de frumos despre importanța gândurilor. Bogatul din Evanghelia de astăzi, căruia i-a rodit țarina, a avut o vălmășeală de gânduri. Tot dialogul său a fost în sinea lui, înăuntrul său. Ce voi face că nu mai am un să-mi adun roadele mele? S-a gândit, voi lărgi hambarele mele? Deci a discutat, a dat răspuns la gândurile care veneau în mintea lui și din păcate lucrurile acestea sau gândurile acestea, de acestea nu suntem scutiți niciunul dintre noi. Din păcate avem de luptat cu ele și în timpul Sfintelor Slujbe, avem de luptat și în timpul adunării, avem de luptat atunci când suntem la rugăciune și mereu noi, preoții, duhovnici, ne întâlnim cu această întrebare: Părinte, ce să fac că atunci când mă așez la rugăciune, gândurile îmi zboară în toate direcțiile. Vă amintiți, Părintele Iosif spune într-o istorioară despre o femeie, o soție a unui credincios care erau la rugăciune și îi spunea după rugăciune soțului său câte planuri și-o făcut ea în timpul rugăciunii. Și lucrul acesta se întâmplă și cu noi. Sfatul nostru este acela că atunci când ni se întâmplă, pentru că nu putem să avem o trezvie deplină și desăvârșită la
un anumit an de viețuire pe calea Domnului, dar sfatul nostru e să ne străduim să reluăm rugăciunea de acolo de unde simțim că s-a întrerupt firul și să ne străduim pe viitor să avem o concentrare, să fim cu luarea minte la cuvintele din rugăciune pentru a ne încărca de harul acelor cuvinte dumnezeiești și în același timp mintea și inima noastră, între mintea și inima noastră să fie o lucrare de plină pentru a ne folosi de harul rugăciunii. Ziceam de cei doi frați și iertați-mă că revin acolo, pentru că am citit în omilia Sfântului Vasile cel Mare către bogați, o cuvântare a Sfântului Vasile cel Mare către bogați, niște lucruri extraordinar de frumoase. Cei doi frați care vin, unul dintre ei, și cere Mântuitorului să intervină ca fratele său să împarte averea sa cu el. Și Sfântul Vasile cel Mare spune că din pricina lăcomiei rudele nu mai țin seama de rude. Frații se uită cu ochi ucigași la frați. Din pricina lăcomiei, spune Sfântul Vasile cel Mare, orașele sunt pline, marea este plină de ucigași, pustiurile de ucigași, marea de pirați și orașele de calumniatori. Și se întreabă Sfântul Vasile cel Mare, cine-i tatăl minciunii, cine-i făcătorul actelor false, cine-i părintele jurământului fals? Nu-i oare lăcomia? Nu-i oare lăcomia după bogăție? Tot el spune că sunt mulți dintre creștinii din vremea de atunci, dar din păcate sunt mulți și dintre creștinii din vremea noastră, care împlinesc foarte multe fapte, care postesc, se roagă, care merg și frecventează regulat Sfânta Biserică, participă la slujbele ei, dar care greu ies din egoismul lor, care cu greu scot un bănuț din punga lor, din buzunarul lor, când este nevoie pentru a ajuta pe cel în lipsă. Și spunea atât de frumos că împlinesc multe virtuți, dar cu toate acestea, nu vor avea răspuns bun la judecata lui Hristos, care se vrea mai ales o judecată, care va fi, cum spune Mântuitorul Hristos, o judecată a faptelor de milostenie. Și tot Sfântul Vasile cel Mare spune că această cale, calea cea strâmtă și îngustă, despre care ne vorbește Mântuitorul și fratele Traian în poezia strâmtă, calea mântuirii și purtarea luptei și purtarea crucei grea, spune Sfântul Vasile cel Mare, calea cea strâmtă și îngustă nu te primește dacă nu lepezi povara bogăției. Să știți că nu-i neapărat, din fericire, noi de la oastea Domnului și mulți, majoritatea creștinilor care participă la Sfânta Biserică, majoritatea, un procent foarte mare dintre cei care participă, sunt oameni săraci, nu sunt oameni bogați și spun lucrul acesta din fericire, dar să știți că nu-i neapărat nevoie să fii om foarte bogat ca să fii stăpânit de patima lăcomiei. De aceea zice Mântuitorul, luați aminte și păziți-vă de patima aceasta, că viața cuiva nu stă în prisosul avuțiilor sale. Și mai departe, aș dori să mai amintesc, sunt multe cuvinte, dar timpul nu mai permite, ale Sfântului Vasile cel Mare în omilia aceasta către bogați, dar mai amintesc unul pe care îl consider atât de frumos și atât de important. Spune în aceeași omilie Sfântul Vasile cel Mare, când trec pe lângă casa unui om de curând îmbogățit, dar lipsit de gust, și văd casa plină de tot felul de podoabe, știu că omul acela n-are nimic mai de preț decât cele ce se văd. El împodobește cele neînsuflețite, dar sufletul îi este neîmpodobit. Extraordinar este jocul acesta de cuvinte. El împodobește cele neînsuflețite, dar sufletul îi este neîmpodobit. Și Părintele Profesor Vasile Mihoc, în comentariul pe care îl face la Evanghelia din cu parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, spune la un moment dat că câte false necesități nu inventează bogăția sau bogatul. Ce vedem și astăzi, o mulțime de case mari, fără noimă, cu camere multe și mari și în care n-are cine să locuiască, dar zice care înghit truda mare mulțimi de săraci care le iau acestora și hrana de la gură. Sau
Zice, vedem pe atâția care se îngrijesc numai de podoabele lor scumpe, de hainele lor, de mașinile lor de lux, dar care n-au ochi și inimă pentru noianul de suferință ale celor din jur. Și încheie așa de frumos, Părintele, credeți că dreptatea dumnezeiască va lăsa nepedepsită o astfel de comportare? Și mai departe, zice Sfântul Vasile în omilia, și cu aceasta chiar închei, spune Sfântul Vasile că dacă, mai întâi zice că lacomul sau bogatul este vecin rău și la oraș și la țară, dacă marea își cunoaște hotarele ei și dacă noaptea își cunoaște vechile ei margini, lacul nu cunoaște timp, nu cunoaște margine, nu îngăduie să se păstreze o anumită armonie în lume, zice, imită furia focului, cuprinde totul, arde totul. Și încheie așa de frumos, care-i vecinul, care-i ruda, care-i omul de afaceri care să nu fi fost tras pe sfoară de către cel stăpânit de patima lăcomiei. Zice, cei ce depășesc hotarul trebuinței, cu greu se pot opri din căderea lor. Cu cât adună mai mult, cu atât mai mare le este setea de bogăție. Mi-amintesc și le spuneam duminica aceea fraților din adunarea din Sibiu că veneam odată de la București spre Timișoara în accelerat și fiind o zi peste săptămână, erau mai puțini călători și la un moment dat o doamnă din compartimentul vecin vine și se așează, era mai două persoane în compartimentul alăturat și vine, ne întreabă dacă avem liber, dacă o primim acolo. Și începe să ne spună, nu mai pot răbda, zice, de câteva ore sunt cu o doamnă în compartiment care e plină de inele de aur pe deget, e plină de bijuterii și care numai despre asta, despre aurările sale îmi vorbește, n-am mai putut să o suport. Eu sunt o femeie săracă și nu mai pot, am ieșit de acolo și nu mai pot să o suport, că atât de mult se lăuda ea cu bogăția ei. Și am încercat să o mânghe și să spun, lăsați, doamnă, că neajunsurile bogăției sunt mai mari ca ale sărăciei. Dar ea săraca zice, da, dar eu aș fi vrut mai degrabă să fiu o neajuns a bogăției decât a sărăciei. Părintele profesor încheie așa de frumos Evanghelia din duminica trecută, din cealaltă duminică cu bogatul nemilostiv și spune că dacă ar fi știut bogatul nemilostiv, banca care e în stare să realizeze acest transfer, dacă și bogatul din Evanghelia de astăzi, căruia i-a rodit țarina, dacă ar fi știut el banca unde, sau depozitul, hambarul unde putea să-și depoziteze averea ca să o găsească și dincolo, și spune, ar fi făcut lucrul acesta și spune Părintele așa de minunat, mâna și buzunarul și casa săracului este banca aceasta în care depunând bunuri pământești îți agonisești o răsplată cerească. Sigur, noi după puterea noastră suntem chemați să facem lucrul acesta, pentru că știm cât de frumoasă și cât de grăitoare este Evanghelia din Duminica Înfricoșătoare Judecăți, care tocmai despre problema aceasta capitală, la judecata lui Hristos mai întâi despre asta vom fi întrebați. Am fost sărac, am fost gol, am fost însetat, am fost bolnav, am fost în temniță și așa mai departe, și dacă ați făcut unuia dintre acești mai mici, mie mi-ați făcut. Poate că mulți dintre credincioșii de astăzi, iertați că poate nici despre aceste lucruri n-ar fi trebuit să vă vorbesc dumneavoastră, poate că mulți dintre credincioșii de astăzi și poate și noi astăzi la adunare ne-am fi așteptat ca Preasfințitul, începând cu Preasfințitul și cu ceilalți frați, să vorbească despre păcatele acestea, despre avariție, despre egoism, să înfiereze cu vehemență păcatul acesta al lăcomiei și a bogăției. N-a făcut-o dintr-un motiv simplu și binecuvântat, din păcate nebinecuvântat, pentru că cei care trebuiau să asculte despre aceste probleme n-au fost astăzi la Sfânta Liturghie și nu sunt nici aici la adunare. Ei sunt prin alte locuri. Cei stăpâniți de patimile acestea ale lăcomiei și a bogăției sunt prin alte locuri și n-au timp pentru Dumnezeu. Sunt prea preocupați. Chiar așa spunea Părintele Profesor că ei se cred atât de importanți încât consideră că rugăciunea, postul,
participarea la Sfintele Liturghii sunt pentru oameni simpli, pentru oameni înapoiați, nu pentru oameni atât de importanți ca și ei. Dar suntem datori fiecare dintre noi și știm lucrul acesta acolo unde Dumnezeu ne-a rânduit și atunci când avem prilejul să spunem și despre aceste lucruri celor care îi vedem că sunt stăpâniți și care nu mai au tihnă, care nu mai au odihnă din cauza agonisirii, din cauza acestor patimi. Mi-amintesc și cu aceasta închei, când spunea mama la țară, deloc sunt din părțile Banatului, m-am dus odată acasă și zice, azi noapte, toată noaptea și văd că nici acum nu putem să dormim, să ne odihnim, că vecinul nostru care de curând e patron, toată noaptea a huruit mașinile, nu a avut odihnă deloc și săracul nu mai știe cum când se mai odihnește, că toată ziua și toată noaptea e înrobit de problemele lui, de afacerile lui. Trupul decade din lipsa aceasta de lăcomie, pentru că, așa cum ziceam, iadul nu spune niciodată destul. Să ne ferească Dumnezeu și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca patima aceasta lăcomiei și a bogăției să nu pună niciodată stăpânire pe inima noastră, să ne străduim, să ne purificăm sufletele noastre ca să ajungem să ne îmbogățim în Dumnezeu, să căutăm să ne îmbogățim în Dumnezeu și să nu auzim, să dea Dumnezeu, să nu auzim niciunul dintre noi acele cuvinte dureroase, nebunule, în această noapte voi cere de la tine sufletul, ci să fim pregătiți și să auzim celelalte cuvinte, vino slugă bună și credincioasă, de moștenește împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul și vă rog să mă iertați!